Andrei Burileanu studiază la Liceul de Artă din municipiu și este elev în clasa a doua. În fața unei foi albe de hârtie nu are emoții mai deloc și spune că știe cum să își expună cu multă pasiune gândurile pe coala imaculată. Primul lucru care trebuie să îl facem, trebuie întâi să punem întâi cerul și iar după aceea suprafața de pământ. Cei care îl pregătesc sunt optimiști cu privire la viitorul acestui băiat talentat. Andrei este unul dintre cei mai inteligenți copii pe care i-am întâlnit. Are acea privire care își cere informația. Noi de aia suntem aici și nu avem cum să nu îi ajutăm. N-am mai fi profesioniști. Chiar dacă nu vor merge pe pictură, vor fi ingineri foarte buni sau, eu știu, matematicieni foarte buni sau în electronică și așa mai departe. El caută perfecțiune. Despre talentul și harul său, Andrei ne-a mai spus că vin de la mama. Cu modestie și doamna recunoaște că i-a insuflat încă de mic băiatului gustul pentru artă. Și eu pictez acasă, mai mă ocup așa puțin de el, dar în special domnul profesor se ocupă de el și l-a îndrumat și l-a învățat mai mult decât am putut eu să îl învăț și a arătat mai multe lucruri. De altfel, faptul că este un copil care are înclinație spre arta plastică l-au sesizat și alți dascăli de-ai săi încă de când era mic. Am fost educatoarea lui Andrei, a fost la mine în clasă un copil deosebit de cuminte, de sensibil și un copil deosebit de talentat. Deci de mic îi plăcea pictura, o moștenește pe mama lui și l-am îndrumat către profesorul Lalu Victor, care a fost coleg de facultate cu mine. Colegii și dascălii care au luat parte la expoziție au pregătit și câteva momente artistice pentru părinții și prietenii copiilor din sală. Cu toții au aplaudat prestația elevilor de la Palatul Copiilor, mai ales că astfel de activități au loc tot timpul de câțiva ani încoace.